Rezultatele examenului de bacalaureat au fost afișate astăzi. În Prahova, promovabilitatea a fost de 64,78%, cu peste 4% mai mare comparativ cu anul trecut. La seria curentă, procentul în acest an este 75,19% față de 67,28% în anul trecut. Emoțiile au fost mari pentru cei care au așteptat afișarea rezultatelor, fie ei elevi sau bunici ai acestora. Am luat 6,70 la română, 9,05 la matematică și la logică și argumentare am luat 8,40. Și ești mulțumit de ele, sunt suficient. Da. Vrei să dai mai departe? Da, bineînțeles. Am avut un nepot aici, da. A dat bacul anul acesta, la rezultatele lui, da, vă uitați? Da, ne-am uitat, da. Și cum vi se par calificativele? Foarte bune, foarte bune. Câteva instituții din județ nu au avut nici măcar un elev care a promovat examenul. Sunt 3 licee care de ani de zile sunt în aceeași postură cu procent de promovare foarte mic, anul acesta procentul fiind 0. E vorba de Liceul CECOM Spiru Haret Breaza, de Liceul Tehnologic din Câmpina, Liceul Tehnologic din Starchioș, Liceul Tehnologic din Bălțești. La polul opus se situează Colegiul Militar Dimitrie Cantemir din Breaza și Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina, unde toți absolvenții au luat bacul. Promovabilitate bună a fost și la instituțiile de prestigiu din Ploiești. Caragiale 97-82, Cuza 97-81, Jean Monnet 96%, Mihai Viteazu 95-64. Elevii nemulțumiți de notele primite au putut depune contestații astăzi la secretariatele liceelor unde au susținut probele. Rezultatele la română au fost sub așteptările noastre. 7,45 la română, 9,50 logică, 9 istorie și română unde trebuia să fie nota peste 9, deci clar trebuia să fie peste 9, e 7,45. Eu cel puțin am fost la olimpiadă, sunt olimpică la română, cu locul 2 pe județ, locul 3 și mențiuni și chiar nu mă așteptam la română. O să depui contestație? Da, bineînțeles. Sunt colegii mei pe aici, nu sunt singura, cel puțin la română, încât am înțeles, se vor înregistra multe contestații. Am venit să fac o contestație. La ce faci contestație? La matematică. Păi de ce? Ce notă ai luat? 8. Și vreau mai mult. Crezi că a fost vreo greșeală? S-a întâmplat ceva? Nu ți-a fost corectată lucrarea cu el? Nu știu, cine știe. Acum fac contestație și văd ce este. La restul materiilor ce notă? 8,90 la română și 7,80 la fizică. Da. Rezultatele finale ale acestei sesiuni de bacalaureat vor fi făcute publice pe 11 iulie.